Și acum vreau să vă rog cum puteți trece de la poza normală la asta și ultima fază la poza 3D pe Facebook. Sună super bine și poate transforma orice poză, absolut orice poză. Uite-le acolo la poza mea. Salut, eu sunt Alin Zvâncă și azi vreau să vă arăt cum puteți face poze 3D direct din pozele voastre, fără să aveți nevoie neapărat de un telefon performant care să poată face poze 3D. Probabil ați văzut, dacă ați intrat în ultimele zile pe Facebook, cel puțin de o perioadă deja a devenit full compatibil chestia asta cu a face poze 3D pe Facebook. Dacă vrei să faci asta la poze care nu sunt 3D de la început, ai făcut o poză cu o cameră, cu un DSLR, cu un aparat foto sau chiar cu un telefon normal care nu are posibilitatea de a face un portret sau o poză 3D direct din telefon, atunci eu am venit cu soluția. Se pot face poze 3D și necesită puține cunoștințe de Photoshop și așa că asta vreau să vă arăt azi. Mai bea o gură de cafea. Și acum vreau să vă arăt cum puteți trece de la poza normală la asta și ultima fază la poza 3D pe Facebook. Sună super bine și poate transforma orice poză, absolut orice poză. Uite-le acolo la poza mea. Poți să faci să arate mult mai bine și să fie 3D pe Facebook. Care mi se pare o chestie super faină. Cu mouse-ul, dacă ești pe laptop, poți să miști poza, apoi de pe telefon, dacă te uiți, dacă întorci, se vede super, super fain. Bun, îi dăm cu intro. O să încerc să fac asta în 3 minute. Nu. Nu o să iasă în 3 minute nici într-un caz, dar hai să vedem care-i treaba. Pop! Bun, ne-am întors și acum hai în Photoshop să vă arăt. Dacă vedeți deja, eu am un fel de mască făcută, se numește mapă sau maparea profunzimii unei fotografii. Și să vă arăt exact ce înseamnă treaba asta și cum o puteți face chiar și voi în Photoshop. Mai întâi o să ascund să vedem poza originală. Pentru genul ăsta de funcționalitate de a transforma o poză normală într-o poză 3D, orice poză pe care doriți să o transformați, să o treceți prin procesul ăsta, trebuie să o gândiți în profunzime, în layere. Haideți să analizăm puțin poza mea ca să vă explic exact ce înseamnă. Dacă observați, în spatele meu este o ușă, mă rog, lipsește ușa, dar este spațiu pentru o ușă, așa că ăla ar fi cel mai îndepărtat layer, ar fi cea mai îndepărtată profunzime a imaginii, deci aia ar trebui să fie undeva departe în momentul când se mișcă imaginea 3D. Apoi avem peretele din spatele meu, care este pe al doilea plan, adică mai aproape de cameră decât ușa și restul camerei, mă rog, lipsa ușii și restul camerei. Apoi sunt eu, care sunt pe al treilea plan de apropiere, deci deja ne apropiem de cameră, deci ar trebui să fie din ce în ce mai aproape, iar chestia cea mai apropiată de cameră este cana cu mâna mea. Deci asta va fi chestia care noi trebuie să dăm impresia că se află fix în fața camerei. Pentru a reuși să transformăm poza asta 3D, trebuie să creăm o mapare a profunzimii, astfel încât noi să explicăm, să arătăm Facebookului, bă, care sunt profunzimile imaginii, care sunt layerele cele mai îndepărtate și cele mai apropiate. Așa că există un range de la alb la negru, alb însemnând cel mai aproape de cameră și negru însemnând cel mai departe de cameră. Așa că tot ceea ce este în spate cumva trebuie să fie negru, iar cum se apropie ușor de cameră devine alb. Putem face chestia asta super simplu, doar cu nuanțe de gri, dar sunt chestii cum ar fi peretele din spatele meu, de exemplu, care este cumva în perspectivă, adică el nu are același nivel peste tot, adică înspre stânga el este puțin mai îndepărtat de cameră, iar spre dreapta este puțin mai aproape, cel puțin în colțul aici din dreapta sus, unde este marginea ușii, mă rog. Acolo este mai aproape de cameră, este cumva chiar și, cred că la același nivel cu mine, aș putea spune. Dar vedem exact cum iese. Acum, eu o să șterg folderul pe care l-am făcut deja și o să începem de la zero. Așa că o să creăm un folder nou pe care o să-l numim Depth, pentru că mi se pare destul de pretty straightforward. Depth înseamnă profunzime, pentru cine nu cunoaște termenul. Acum trebuie să creăm un layer nou. Puteți face asta apăsând pe iconul ăsta de foaie de hârtie din dreapta jos, de lângă coșul de gunoi. Și am făcut un layer nou în folderul de depth. Nu uitați să aveți folderul de depth selectat în momentul în care apăsați pe iconul de new layer. Acum este strict vorba de preferințele voastre. Eu prefer să încep să creez din spate în față, să creez mai întâi ceea ce este mai depărtat și să mă apropii să creez layerele unul peste altul până vin mai aproape de cameră. Așa că eu, asta depinde strict de preferințe. Puteți începe cu ce este mai întâi în față, dar asta așa fac eu. Și acum o să aleg pentrul. Nu vă speriați. Știu că multă lume nu prea suportă pentrul pentru că este foarte greu de folosit, dar cel puțin pentru ceea ce facem noi acum este super ușor și poate chiar învățați să-l folosiți și pentrul din tutorialul ăsta. Bun, deci am să aleg pentrul, este aici în stânga jos, dacă nu vă apare din prima, țineți click apăsat și oricare dintre iconițele astea le vedeți în locul pentulului, țineți apăsat pe iconița cea respectivă și o să apară pentul. Acum o să mergem și o să încep să trasez în jurul ușii. Am făcut un punct pentru pentul și o să-mi imaginez că ușa se termină undeva pe aici în spatele capului meu, nu chiar așa de sus, Ctrl Z pentru undo.
Bun, cred că pe aici este ok. Apoi țin shift apăsat pentru a trage o linie dreaptă în jos și apoi apăs click în timp ce țin shift apăsat și practic s-a tras o linie perfect dreaptă în jos, pentru că și na, și ușa este dreaptă plecând la premisa asta. Mai tragem așa o linie și aici am închis. Bun, în momentul de față am făcut conturul ușii, mă rog, presupus al ușii pe care ar fi în spatele meu. Și acum puteți apăsa pe selection de aici din stânga sus sau puteți da click dreapta, make selection. O să lăsăm feather radius de 0, pentru că deocamdată nu avem nevoie și nici nu cred că o să folosim feather radius în tutorialul ăsta. Și apăsăm pe OK. Și acum tot ceea ce a fost înconjurat, făcut contur cu pentru, s-a transformat într-o selecție. Cu layerul selectat, aveți grijă să aveți layerul selectat, apăsați Alt Delete și veți vedea că acum s-a umplut cu o culoare. Dar de unde a luat el acea culoare? Și anume de aici din stânga jos, unde avem paleta de foreground și background color. Puteți să le schimbați oricând de aici, o să vedeți, o să vă arăt mai încolo cum schimb culoarea, dar dacă nu aveți by default, dacă nu aveți din prima când deschideți Photoshop-ul negru și alb, puteți apăsa pe tasta D și ele se vor schimba automat în negru și alb. Și dacă apăsați pe X, faceți switch între ele. Momentan lăsăm cu negru și alb pentru că mi este mai comod așa. Pentru a șterge selecția făcută, control sau CMDD dacă sunteți pe Mac. Bun, acum am setat layer-ul pentru ușa și ce este fix în spatele ușii din spatele meu, deci cea mai îndepărtat câmp vizual, cea mai îndepărtată profunzime din fotografie, dar eu acum nu mai văd fața și ca să pot să continui o să ascund acum layer-ul ăsta ca să putem face în continuare. Bun, după ce am ascuns layer-ul, am apăsat pe acest mic ochi de aici din dreptul layer-ului, o să mai creăm un layer pe deasupra și o să încercăm să facem și restul peretelui. Acum, pentru restul peretelui, ca să nu mă încurce celălalt layer sau ca să mă suprapun cât de cât ok cu celălalt, o să țin control sau CMD apăsat pe tastatură și o să apăs pe iconița, thumbnail-ul, miniatura primului layer și în momentul în care apăs el îmi face o selecție, că eu să-mi dau seama chiar dacă el este ascuns, să-mi dau seama unde se află acel layer, că eu să-l pot evita sau să încerc să trag liniile cât mai aproape de intersecția cu primul layer. Bun, am făcut acum, practic am înconjurat și am făcut conturul peretelui din spatele meu, ceea ce se află puțin mai aproape decât ceea ce se află în spatele ușii. Ok, cred că deja ați înțeles ideea. Și acum, facem la fel, click data, make selection, ok, nu vrem feather. Și cum v-am spus mai înainte, peretele ăsta nu este complet drept paralel cu camera. I found a couple Shikimin locations near you. The first one is Shikimin at 58 Shepherd's Bush Green, London. The second one is Shikimin Aldgate at first floor, Dorset City Hotel, 9-13 Aldgate High Street, London. Și pentru că peretele nu este perfect paralel cu camera și nu este cumva în perspectivă, o să încercăm să-i dăm un gradient, pentru că nu lucrăm strict cu alb și negru, ci lucrăm cu toată paleta de culori între alb și negru, adică toate nuanțele de gri. Așa că o să aleg din stânga, o să aleg gradient tool-ul, o să fim siguri că avem selectat de la negru la alb și să nu aveți selectat pe reverse sau dacă aveți selectat să fiți atenți că este selectat pe reverse, pentru că reverse-ul clar este invers. Și acum o să încercăm să tragem un gradient de la negru la alb și o să țin shift-ul apăsat pentru a trage o linie dreaptă. Dacă vedeți, shift-ul mă asigură că liniile sunt drepte și la anumite unghiuri specifice. O să țin shift-ul apăsat și trag din stânga spre dreapta. Așa că am creat în momentul de față un gradient și după cum observați, spre stânga este mai negru, adică este cumva mai departe, iar spre dreapta este mai alb, este mai aproape de cameră, dar totuși mi se pare puțin prea alb. O să dau Ctrl Z pentru a da undo și o să încerc să îndepărtez puțin în dreapta. Cred că acum este mult, mult mai ok. Bun, hai să vedem ce am făcut până acum. În momentul de față am mapat profunzimea ceea ce se află în spatele meu, a ușii și a peretelui. Ok, ascundem din nou toate layerele astea și mergem să creăm un nou layer la fel, cu să fim siguri că avem folderul selectat sau cel puțin unul din layerele din folder selectat ca să ne creeze layerul în acel folder. Și acum cred că o să fac conturul cănii, care se află mai aproape și apoi ultimul rămân eu, conturul meu, să mi-l fac. Am ales din nou pentul și o să încercăm să-i facem un contur cât se poate de simplu. Am făcut un click acolo, aici din nou pentru a trasa o linie de-a lungul laturii cănii, apoi aici țin apăsat ca să fac un punct și apoi trag pentru a crea o mică curbă să fim cât mai aproape de marginea și gura cănii. Acum o să fac un alt punct la intersecție cu degetul meu și după ce fac click o să țin apăsat, nu dau drumul la click, pentru a crea această curbă în jurul cănii.
că așa e destul de ok. Bun. Și acum, eu dacă vreau să fac în continuare încă un punct, observați cum se duce linia următoare datorită acestui handler. Pentru a scăpa de dunga asta dubioasă de aici și pentru a face cum trebuie conturul degetului meu, avem două posibilități. Unu, cu tasta Alt ținut apăsat, puteți să apăsați pe butonul, pe punctul ăla precedent pe care l-ați făcut, dar în momentul de față o dispar ambele handlere și o să strice efectiv și linia pe care ați făcut-o înainte, așa că cu tot cu tasta Alt ținut apăsat, o să mergem pe punctul de aici din dreapta, pe handlerul ăsta și o să tragem de el până ne formăm linia de care avem nevoie. Și pam, gata, deja putem continua. Bun, facem și următoarea parte din deget. Ok, și aici la fel, vrem să fie punctul ăsta, linia asta cât mai ok, bun. Acum putem închide, pentru că deja am ieșit din imagine și am rezolvat. Deja am făcut conturul cănii sau cel puțin a bucății din cană care intră în cadru. Și la fel, putem apăsa pe Selection sau Click Data Make Selection cu selecția făcută. Acum, pentru că este cel mai apropiat obiect de cameră, avem nevoie să-l umplem cu alb. Așa că ținem tasta Control sau CMD dacă sunteți pe Mac apăsată și pe Delete sau Backspace pe Mac. Și în momentul de față se va umple cu alb. Facebook își va da seama că bucata aia din poză este cea mai apropiată de cameră. Și acum ce a mai rămas este să fac conturul meu, să fac conturul corpului meu și o să dau bucata asta pe Fast Forward pentru că e puțin mai complicat. O să folosesc tot pentru. Și cam atâta. Observați că eu când folosesc pentru-ul pentru ceva contururi mai detaliate, nu încerc să trag liniuțe și să fac acele curbe perfecte la fiecare cotitură și la fiecare contur muchie sau așa, ci folosesc de foarte multe ori click-ul pentru a crea conturul. Dacă mergi cu mouse-ul de-a lungul conturului pe care vrei tu să-l faci și apeși de foarte multe ori click, practic el îți creează punctulețe de alea și observați că am o gălăgie de puncte pe aici. Și acum o să facem din nou Make Selection, ok. Acum o să pornesc puțin layer-ul ăsta cu peretele ca să-mi dau seama ce nuanță de gri avem aici. Acum o să merg aici pe culoarea asta de alb și o să încerc să-i schimb, să iau culoarea de gri de aici, dar vreau să fac totuși puțin mai deschisă undeva pe aici, cred că la mijloc am putea să o facem, dăm OK și acum ca să umplem cu culoarea din dreapta apăsăm Command Delete sau Backspace dacă sunteți pe Mac. Control Delete sau Command Backspace dacă sunteți pe Mac, tasta Command sau tasta Control de pe Windows corespund culorii din dreapta, iar tasta Alt sau Alt Option cum este pe Mac corespunde culorii din stânga. Putem deschide toate layerele înapoi. Putem chiar ascunde poza originală și cam asta este maparea pozei în sine, maparea în profunzime. Doar că nu-mi place că este complet negru în spate, va părea o discrepanță destul de mare. Și mergem pe Blending Options, Color Overlay și o să-i dăm un gri mai, nu chiar negru, mergem puțin mai sus. O să încerc să iau culoarea de aici, pentru că ar trebui să fie cam aceeași profunzime, doar că puțin mai... ceva de genul ăsta. Da, mi se pare că arată destul de ok. Acum putem salva deja fișierul și să încercăm să-l publicăm pe Facebook. Pentru a salva, bineînțeles că avem o grămadă de opțiuni. Eu prefer să-i dau Save for Web și pentru asta este o combinație de taste. Command Alt Shift S sau Control în loc de Command, Control Alt Shift S și se deschide pop-up-ul pentru Save for Web. Sau dacă nu, puteți merge în File, Export, Save for Web, Legacy. Și avem panoul de export pentru web. O să-i dau un fit in view ca să vedem exact. Selectăm, avem grijă să fie JPEG, apoi 100% quality, dăm save și în locul unde avem imagine, dar fix în același folder, mergem pe imagine ca să ia numele, să avem cumva același nume. Ăsta este un criteriu destul de important. După numele imaginii punem bar jos depth, ca Facebook-ul să recunoască că este vorba de profunzimea imaginii și dăm un save. O să-mi zică că deja mai am imagine, o să-i dăm un replace. Și acum mergem pe Facebook, intrăm în folderul unde am salvat, unde avem și poza originală, dar și poza cu profunzimea. Selectăm ambele poze, avem grijă să le selectăm pe amândouă, și imaginea originală, dar și imaginea cu profunzimea, bar jos depth, și dăm open. Și lăsăm Facebook-ul să-și facă treaba de acum, pentru că el deja are cunoscut că este vorba de o poză 3D. Și bam, gata, poza noastră este gata. Și dacă mergem cursorul pe deasupra, putem observa cum totul se mișcă, cum totul deja parcă a prins puțină viață și arată mult, mult mai interesant. Da, putem observa mici erori la conturul meu. Puteam să, în momentul când mi-am făcut conturul capului, puteam să ies puțin mai în afară ca să nu apară aceste mici chestii de la păr și așa. Asta e strict o chestie de detalii. Dacă vreți intrați în detalii și să faceți chestia să arate mult, mult mai bine, necesită mai mult timp. Cam asta este un exemplu
exemplu destul de ok pentru a vă arăta cum funcționează asta de profunzime. Puteți observa și la Canon cum se mișcă deasupra tricoului meu, pentru că este cea mai aproape de cameră, apoi tricoul meu, mă rog, eu în sine, peretele din spate și apoi ultimul layer, care ultima profunzime, ultimul câmp de profunzime, care este ce se află în spatele ușii. Bun, acum hai să încercăm încă o imagine cu un grad de dificultate puțin mai ușor, este mult mai ușoară, de fapt. O să dăm open, este o imagine, fost o poză făcută la mare. O să mă asigur că este dreaptă mai întâi. Îmi creează o iluzie optică faptul că avem chestiile astea care ocupă aici în dreapta și puțin scade din balansul imaginii. Și aici avem, cred că, maxim 3 layere care sunt destul de pretty straightforward, le putem face mult, mult mai ușor. Și avem în felul următor, nici nu avem nevoie de pen tool aici, nu uităm să creăm folderul de depth, îl deschidem, apăsăm pe nou layer, ca data trecută, și încep cu ce se află mai departe, și anume cerul. Așa că o să iau selection tool-ul și o să trag pur și simplu din stânga sus până în dreapta jos să selectez cam care e cam tot cerul, cam ăsta e tot cerul. O să mă asigur că am foreground și background color corect, așa că o să apăs din nou pe D ca să am negru și alb, pentru că modificasem culorile mai înainte. Acum o să apăs alt backspace sau alt delete dacă sunteți pe Windows și o să umplem cu negru. Asta înseamnă că deja cerul este cel mai îndepărtat punct din poză. Să-l ascundem pe ăsta, o să facem un nou layer și o să tragem din dreapta jos până la orizont. Hai să vedem. Luăm gradient tool-ul. Avem, să fim siguri că avem negru cu alb selectat și o să tragem de sus în jos până cam pe aici. Și deja, în momentul de față, tot ceea ce se află în partea de jos, adică nisipul și valurile și tot ce se află mai aproape de noi, Facebook-ul va recunoaște că este mai aproape de noi și ceea ce este îndepărtare va recunoaște că este mai îndepărtare. Dacă acum pornim și layer-ul cu cel, vom vedea că există o mică discrepanță aici, pentru că n-are cum să fie una și aceeași, cerul este cer și orizontul e orizont, chiar dacă se spune că acolo se întâlnește cerul cu pământul. Cerul și pământul, cerul și pământul. Bun, acum putem ascunde layer-le și aș încerca totuși să vedem dacă putem face ceva cu chestia asta, să vedem dacă putem să o mapăm. Hai să încercăm, este doar un test, o să pornesc un layer și acum o să încerc să selectez tot pontonul ăla de acolo, doar că acum prefer să folosesc Quick Selection Tool. Și atenție, nu aveți layerul gol selectat, că altfel nu o să selecteze absolut nimic, trebuie să apăsați pe layerul cu poza în sine, că el să recunoască Quick Selection Tool-ul, să funcționeze și să recunoască ce se află în poză. Acum putem selecta puțin de aici, aoleu, deja s-a dus super departe, hai că până aici s-a ținut destul de bine. Quick Selection Tool-ul se bazează foarte mult pe contrast. Da, să zicem că de dragul exemplu este ok așa, numai că aici jos nu-mi place, așa că o să țin altul apăsat și observați cum acel plus din interiorul brașului se transformă în minus, ușor, fără să facem scroll, de preferat. Și acum putem deselecta zonele astea, sper să iasă destul de ok. Da, să mai dau un like and subscribe. Facem selecția asta cât de aproape, oricum o să fie doar de dragul exemplului, dar aș vrea să mă apropii destul de mult de rezultatul pe care îl vreau eu. Cred că în momentul de față avem selectat cât trebuie. Ok, selectăm din nou layerul pe care vrem să facem layerul de profunzime și acum o să folosim nu negru, nu gri, o să folosim ceva ce este cumva mai aproape. Așa că o să deschid din nou layerul cu marea, mergând pe color picker, o să încerc să le selectez griul ăsta puțin mai deschis, să vedem exact, poate este un efect mult, mult mai interesant. O să apăsăm alt delete sau alt Facebook, alt Facebook. Ar fi bine un alt Facebook, sincer. Sau alt backspace pentru a umple selecția cu culoare. Acum, Command D sau Control D pentru a șterge selecția, pornim toate layerele și deja putem observa că aici se simte, se vede o diferență de culoare. Și cam asta este deja mapa de profunzimea imaginii. Putem să o salvăm, Command Alt Shift S sau la fel ca data trecută, File, Export, Save for Web. Avem grijă să fie JPEG 100%, dăm Save. Alegem imaginea care este Image 3, 3 Image 3. Bar jos, Depth, Save. Acum deschidem din nou Facebook-ul, mergem pe Photo in Video și încărcăm ambele imagini. Open. Și lăsăm Facebook să-și facă treaba și să recunoască că este o imagine magnifică 3D făcută la mare. Creating a 3D photo. Și gata, imaginea este creată și deja putem observa că arată absolut incredibil.
arată super, super bine. Adică uite puțin cum se vede plaja. Bă, a ieșit super bine. Da, mi-a plăcut exemplul ăsta. Bun, sper că ați învățat ceva de aici. Dacă v-a fost tutorialul ăsta util, puteți să-l lăsați în comentarii. Ca să știu dacă să mai fac tutoriale de genul ăsta. Dacă aveți idei de un tutorial, puteți să-l lăsați asta în comentarii. Idei, idei de tutoriale, idei de produse, idei despre ce să discutăm. O să avem și un story time la un moment dat, deja l-am plănuit. Dar până atunci, eu vă mulțumesc tare mult că sunteți aici. Nu uitați să dați un subscribe, să apăsați pe clopoțelul ăla, pentru că este practic, nu nivelul, este practic modalitatea de subscribe. Aia este reala modalitate de subscribe. Că dacă dai subscribe, chiar nu prea se întâmplă nimic simplu. Adică mi-apare doar mie un număr în plus, dar eu vreau să și primiți, chiar vreau să și primiți ceea ce postez eu. Sunteți cei mai tari. Pa!